Odată cu prelungirea stării de alertă și păstrarea măsurilor restrictive, mare parte din activitatea culturală derulată de Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș rămâne blocată. În această situație, documentarea și cercetarea tradițiilor și obiceiilor din județul nostru a devenit principala activitate. În arhiva instituției au fost descoperite documente vechi de 30 de ani, care vor sta la baza unei culegeri de tradiții și obiceiuri ce va fi publicată până la finele acestui an. Mai multe amănunte despre acest proiect primim de la Georgiana Teodorescu, directorul adjunct al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Okay. Guvernul a decis prelungirea stării de alertă. Asta înseamnă că evenimentele culturale, cinematografele, teatrele rămân închise. Ce activitate derulați în momentul de față? Este adevărat, momentan nu putem să desfășurăm evenimente cu public pentru spectatori, dar Centrul Județean de Cultură și Creație nu înseamnă doar evenimente, doar piese de teatru sau concerte sau spectacole. În cadrul acestei instituții există compartimentul cercetare, conservare și promovare a tradiției. De-a lungul timpului, angajații acestei instituții care au făcut parte din acest compartiment cercetare, care pe vremuri cred că era un pic mai dezvoltat decât la acest moment, au fost în teren și au stat de vorbă cu bătrâni, cu oameni vârstnici din toate satele și comunele acestui județ. În teren au cules date despre tradițiile și obiceiurile din aceste zone, motiv pentru care la acest moment avem un material aici de față, se poate vedea, care a așteptat în arhivele noastre, a fost uitat acolo și a așteptat să-l redescoperim noi anul acesta și să îl scoatem la iveală. În acest moment, angajații noștri transcriu toate aceste date care au fost culese din teren în ideea de a face o culegere de tradiții și obiceiuri și de a o publica. Informațiile pe care noi le avem aici sunt structurate pe sate, pe comune, conțin obiceiurile foarte vechi ale acestor zone. Spun eu că s-au uitat, uitându-mă un pic și răsfoind prin ele, văd că multe din ele s-au uitat și nu se mai practică. Motiv pentru care, repet, ne dorim foarte tare să reînviem aceste tradiții și obiceiuri, să le aducem în atenția oamenilor, a tinerilor în special, și să le promoveze mai departe. Cât de vechi sunt documentele pe care le aveți în față? Așa cum scrie pe ele, unele din ele sunt bătute la mașină, unele din ele sunt scrise de mână, ele sunt undeva, datează din 1990-1995 maxim. Aceasta a fost perioada în care colegii noștri au fost în teren și au adunat aceste informații. Chiar dacă o parte din aceste tradiții sunt pierdute, oamenii nu le mai țin, probabil, făcându-le publice în această culegere despre care vorbiți, vor rămâne ca o istorie scrisă a tradițiilor din județul nostru. Cu siguranță asta ne dorim și noi. Așa cum vă spuneam, Centrul Județean de Cultură se ocupă și cu conservarea și promovarea tradițiilor. Bineînțeles că ne orientăm aici în primul rând pe tradițiile noastre locale ale județului Călăraș și ne dorim ca această culegere, am spus noi deocamdată, pentru că efectiv conține date culese din teren, ne dorim ca această culegere să rămână în arhiva și în istoria județului Călăraș. Pot să vă spun că, răsfoind din aceste informații, am văzut că la unele din ele au existat și filmări. O să facem tot posibilul să le căutăm, să le identificăm, să le transpunem, să le transformăm, eu știu, din filmările vechi care erau pe bandă video, să le ducem undeva într-un CD-DVD, astfel încât să reușim să facem și niște colaje și să păstrăm inclusiv interviurile care s-au ținut în teren. Văd că aveți suficient material și mă întrebam, veți face o colecție sau va fi o publicație în mai multe volume? Cum vedeți?
În funcție de cât material se adună după ce îl transcriem, deja v-am spus, colegii mei au apucat deja și au lucrat trei sate, în funcție de cât material se adună, o să hotărâm dacă putem să-l scoatem într-o singur volum sau în mai multe. Eu chiar mă gândeam că pe parcurs, în timp ce noi transcriem, deja să dezvăluim publicului călărășan încet, încet, câte un sat, câte o comună cu tradiții și obiceiuri, până când le vom avea pe toate și vom publica întreaga culegere. Dar am vrea totuși, nu știu, pe Facebook, pe site, pe rețelele de socializare sau cu ajutorul presei, deja noi să mai dezvăluim din aceste tradiții. Vă spuneam că am răsfoit din ele de curiozitate, vă dați seama, și am constatat că există anumite obiceiuri și tradiții care se regăsesc în toate comunele județului și totuși, deși sunt în cadrul unui singur județ, există diferențe între ele, mici, dar există. Adică, deși aceste tradiții sunt prezente peste tot, totuși fiecare comună are particularitățile și specificuri și, eu știu, o diferență de versuri sau de tradiții. Cred că va fi foarte important să facem și o analiză comparativă pe aceste obiceiuri. Preconizați că până la finele anului veți putea publica această așa ne-am culegere? Propus. Da, da, așa ne-am propus să o publicăm. Suntem foarte încântați de ea și chiar lucrăm cu toți angajații la capacitate maximă pentru această culegere, mai ales că acum, neavând evenimente și neputând face evenimente, angajații au timpul necesar să lucreze la aceste documente. Ați adus în discuție angajații. Aveți personal suficient pentru această activitate în momentul de față? Pe compartimentul cercetare, momentan, avem un singur angajat, dar putem să mai detașăm încă unul, ne-ar permite că ar mai fi un post vacant, dar în această perioadă angajații care sunt pe celelalte compartimente, pe evenimente culturale, chiar și cei de pe cinematografie, pentru că în momentul acesta cinematograful nu funcționează, chiar și acești angajați pot primi sarcini de serviciu pentru a lucra aceste documente, astfel încât să putem să ne mișcăm mai repede și să-l avem mai repede gata. În momentul de față aveți documente suficiente pentru editarea primului volum al culegerii despre care făceați referire. Oamenii dumneavoastră, angajații instituției, vor merge din nou pe teren pentru a culege noi informații? Adică vă gândiți la un nou volum peste un an, peste 2 ani, când datele din documentare se vor acumula? Cercetarea ar trebui făcută continuu din punctul meu de vedere în teren. Este adevărat că tradițiile acestea sunt foarte vechi și teoretic dacă ar merge ar trebui să regăsească aceleași tradiții, că nu avem alte tradiții noi, că ele tocmai de aceea sunt tradiții, pentru că au foarte mulți ani în spate. Dar compartimentul nostru de cercetare este în primul rând responsabil cu păstrarea acestor date și cu promovarea lor. Mi-aș dori să putem să mergem în teren și am putea să facem lucrul ăsta, dar nu neapărat să culegem informații, cât să le promovăm pe acestea și să le distribuim, astfel încât locuitorii de la țară să își cunoască tradițiile și obiceiurile lor. Documentele pe care le aveți dumneavoastră sunt culese din toate comunele județului sau mai avem și zone neacoperite? În mare avem acoperit tot județul. Uh-huh. Da. Da. Am înțeles că aceasta este activitatea principală în momentul de față, se lucrează la această culegere. Știu că activitățile culturale sunt blocate. A existat cumva în discuție posibilitatea organizării unor evenimente în aer liber sau... Am solicitat, așa cum cred că am mai spus, către primărie să ne pună la dispoziție Navromul, Olimpia, cum se numește acum, baza sportivă. Din păcate nu ne-au putut să ne pună la dispoziție, am primit un răspuns negativ. Noi identificasem acea locație ca fiind o locație foarte bună pentru evenimente în perioada aceasta, deoarece ea este în aer liber, dar este și închisă în același timp. Am fi putut să ne asigurăm că respectăm numărul de participanți, am fi putut să ne asigurăm că se respectă distanța și toate măsurile care
sunt obligatorii în această perioadă, dar din păcate, așa cum spuneam, primăria nu ne-a pus la dispoziție acest stadion și nu avem cum să facem aceste evenimente. Este foarte greu să desfășurăm un eveniment în aer liber, în care trebuie să participe maxim 500 de persoane și când spun 500 de persoane, mă refer 500 cu tot cu, nu doar spectatori, cu tot cu angajații noștri, cu tot cu artiștii, așa, adică, așa spune legea, da? Maxim 500 de persoane. Este foarte greu să poți să-i restricționezi pe cei de la 500 în sus sau să-i verifici în aer liber pe cei existenți cum își mențin ei distanța între ei, dacă nu ai niște locuri clar stabilite. Și atunci ne-am gândit, v-am spus, la această locație unde ani de zile Centrul de Cultură a avut evenimente și a desfășurat evenimente, și piese de teatru, și concerte, și festivaluri, inclusiv cinematografie, au fost proiectate filme acolo, pentru că locația permite. Întrucât nu avem acces la această locație, momentan, până identificăm altă locație, ne vom concentra pe alte activități. Suntem cumva în discuții la birourile teritoriale Oltenița și Lehliu, pe care noi le avem în județ, să ni se pună la dispoziție acolo niște zone, dar care la fel să poată fi foarte bine gestionate. Și în cazul în care acolo vom primi un răspuns pozitiv, poate reușim să organizăm măcar acolo niște evenimente.